Asta e ciudat. Salutare toată lumea și bine m-am găsit la primul episod din cele vreo 600 cu fiecare mașină din Forța. Azi testăm Abarth 695 Biposto. Cred că e ceva hot hatch italian după numele ăsta. Hai să vedem ce specificații are. Vreo 180 de cai, 250 de Nm, are doar o tonă și un motor de 1,4. 1,4 să sune așa. O să vă arăt acum. Hey Speedy, there's another driver who'd be perfect for your lineup. Fiți atenți cu sună asta la nici 200 de cai. Sună destul de bine. Așa arată. Văd că are gemuți din ala de curse. Și seamănă cu un Fiat 500. A, de fapt, sau e un Fiat 500, nu știu, pot să lasă. Asta e interiorul. Are... în dreapta văd că are din aia de curse și... în stânga turometrul și vitezometrul normal. Hai să o luăm încet pentru că folosesc un controller acum și se simte mult mai bine. Da, tot asta merge încet sau nu? Hai să o ținem cu... și a început să tremure. Ce-a fost ăla? Oricum atinge destul de lent. Hai să-i dăm un kickdown. Asta și arată. Atinge greu, frate, abia atinge 210, 211, 212. 220. 222. Da, hai să zicem 220 ceva. Așa că... hai să facem un burnout. Să vedem cât de bine știi să facă un burnout. E tracțiune față, deci e cam ciudat. Burnout, tracțiune față, dar a mers. Trebuie să ajungem înapoi să o turnăm. Deci a atins, ups, greșeala mea. Da, are țeava de eșapament, parcă e trompetă. Sau nu știu, sunt prea deschise.
ciudat. Hai să conducem și din interior până acolo. Cred că mai avem puțin. Și aici fac stânga și gata. Cred. Chiar sunt curios cum se tunează. Hai să vedem. Deci motorul poate fi schimbat într-un motor de raliu, dar nu cred că o să-l schimb, că îmi place asta. Pot să-i pun tracțiune spate. Da, nu o să-i pun tracțiune spate. Hai să-i punem niște cauciucuri ca lumea. Hai, le pun pe astea, facem roțile mai groase și pe spate. Niște frâne mai ca lumea. Asta pentru curse, hai să facem pentru curse, nu pentru raliu. Și motorul. Eșapament. Pistoane. Turbo. Intercooler. Hai să-i punem și din ăsta. Hai să vedem cât. Acum avem vreo 400 și ceva de cai, 800 de chile, o să fie, o să meargă repede. Repede, repede. Hai să vedem cum se aude acum. Mamă, se duce până în 7500 de turații. Stai nițel. Șase mii. Nu face până la șase mii. Șapte mii. Oho, e bună. Mamă, deci nu poți să faci curbă cu ea când accelerează. Păi, ești prost. Ia uite-o. Oare îmi pun speranța că atinge 300? Nu cred. Sau? Sau atinge? Păi, ești nebun. Cred că atinge 300. Bagă-te. Sunt 80. 185. 190. Hai mă.
Nu vrea 290? Nu cred că vrea. Hai să o testăm pe aeroport. O băgăm într-o cursă. Și aia e. Ups. Stați așa. Aici. Mamă, mereu apăs pe butonul, dar nu, așa. Asta vreau să fac. Hai să o mai turez un pic. Cum se aude din interior? E bune. Hai mă, dă-i. Hai să o accelerăm încet, să văd dacă are blană când accelerez încet. Băi, ești nebun? Chiar are un pic de blană, așa. O, nebunul. Puteți să vedeți acolo throttle cât de tare accelerez. Ia la maxim. Atinge 200 repede, e o mașină mică. Hai să o băgăm într-o cursă și atât. Sau de fapt cred că o să închei episodul ăsta aici, pentru că m-am lungit puțin prea mult și vreau să-l fac de maxim sfert de oră. Așa că ne auzim la următoarea mașină, care tot din marca asta cred că e. Pa, pa!